Creșterea salariului minim brut aduce pentru angajatori cheltuieli suplimentare cu angajații. Mai exact, din 1 ianuarie 2015, angajatorii trebuie să scoată din buzunar 91 de lei în plus pentru a-i plăti unui angajat salariul minim. Această sumă include majorarea de 75 de lei, la care se adaugă încă 16 lei plătiți în plus pentru contribuțiile la stat. De asemenea, suma totală pe care angajatorul trebuie să o aloce pentru a acorda un salariu de 975 de lei este de 1199 de lei, din care angajatul încasează un salariu net de 724 de lei. Pe lângă cheltuielile suplimentare, angajatorii trebuie să îndeplinească și câteva formalități privind majorarea salariului minim. Concret, ei sunt obligați să raporteze în Registrul de Evidență a Salariaților această creștere salarială. În funcție de documentul justificativ, act adițional sau decizie colectivă pe care firmele îl vor întocmi și pe baza cărora vor opera modificările în revisal, vor trebui să respecte și un termen limită pentru actualizarea informațiilor în revisal. Termenul diferă în funcție de documentul întocmit de angajator care stă la baza raportării salariului majorat în revisal. Astfel, dacă angajatorii aleg variant actelor adiționale, modificarea salariului minim în revisal trebuie înregistrată în revisal în maximum 19 zile lucrătoare. Practic, pentru majorarea efectuată în 1 ianuarie 2015, termenul de transmitere este 29 ianuarie 2015. În schimb, atunci când se întocmez de decizii colective, termenul pare să fie unul mai strâns. Dacă se prezumă că angajatorul a luat la cunoștință știință de modificarea salariului minim la data la care acesta intră în vigoare, ar însemna că și raportarea în revisale ar trebui făcută chiar în prima zi a lunii respective.